Locul 3 onorabil, sigur, acum depinde din ce punct de vedere privim lucrurile. Dacă ne gândim la ceea ce ne propuneam cu un an înainte, în vară, obiectivele pe care ne le fixam și lotul cu care plecam la drum, putem să spunem că am avut un an foarte bun. Dacă gândim lucrurile din punctul de vedere al oportunității care s-a evit pe parcursul campionatului, și anume posibilitatea de a prinde unul din primele două locuri, sigur, atunci există un anumit regret, pentru că am fost foarte aproape de măcar de locul 2, chiar și de locul 1, aș putea să spun. Și ne-am bătut până în ultimul moment. Din păcate, n-a fost să fie și există un anumit regret din punctul ăsta de vedere. Tehnicianul consideră că sezonul recent încheiat a fost cel mai bun al său din întreaga carieră. După ani mulți petrecuți la titlu, la cârma modestei echipe locale, Nicu Cureitoru a condus Chindia pe podium, aproape de o revenire istorică în prima ligă. Fără doar și poate, și pentru faptul că a fost Liga a doua, dar și pentru faptul că a fost un campionat extraordinar de disputat, cred eu, și de un nivel valoric bun, și meciuri interesante, meciuri spectaculoase, iar noi cred că și noi am contribuit la toate aceste aspecte printr-un joc de calitate, prin multe goluri, și în felul ăsta am reușit să mulțumim publicul spectator. Încă o dată spun, ne pare rău că ne-a lipsit punctul ăla sau punctele care ne-ar fi ajutat să fim un pic mai sus și ar fi produs și o mare bucurie în rândul suporterilor. Însă, în același timp, trebuie să le mulțumesc și pentru faptul că au fost alături de noi sezonul ăsta, pentru faptul că au venit în număr mare la stadion și ne-au susținut ori de câte ori am avut nevoie.